Din nou în direct la actualitatea, guvernul, că de-aia e guvern, a făcut niște calcule greșite în buget și ne-am trezit că avem o gaură de 20 de miliarde de lei care trebuie acoperită cumva. Ciolacu și Ciucă vorbesc despre reduceri de cheltuieli, liderul PSD chiar plusează și spune tăios că trebuie să se termine cu sporurile de toate felurile pe care le primesc bugetarii, aproape că-ți vine să-l crezi. Despre cât de sinceră e intenția și care poate fi, de fapt, schema din spatele declarațiilor, discutăm imediat. Mai întâi, de unde zice ministrul Căciu că se va tăia pentru această ajustare bugetară, cum îi spun ei? Situația încasărilor este într-o decelerare, dar nu este o situație care, să spunem, trebuie să îngrijoreze sau să suntem într-o anumită criză. Însă elementul de prudență pe care l-am accesat și anul trecut, dacă vă aduceți aminte, tot în primăvară am anunțat o ajustare de 10 miliarde de lei. Îl facem și anul acesta, unde anunțăm o ajustare de 20 de miliarde de lei. Sunt multe locuri în care avem risipă. Nu avem calitate în toată această cheltuire a banului public. Iar prin eficientizarea cheltuielilor, eu cred că se găsesc și sunt convins că se găsesc, că avem deja identificat o serie de soluții, se găsește această economie. Avem totuși o lege a salarizării unitare care vine, care formă în PRR, vine la sfârșit de iunie. Eu cred că este cel mai bine decântărit ca acolo, dacă este să se facă anumite ajustări referitoare la unele sporuri, care nu mai sunt, dacă vreți, de prezent, cum erau sporurile pe timpul pandemiei COVID, sau alte tipuri de sporuri, nu ar trebui cumva restructurate. Asta este o discuție pe care o vom avea la momentul în care apar principiile noi legi ale salarizării. Da, este adevărat, există discrepanțe în salarizare, acolo trebuie făcute echilibrări, sunt o serie de inechități, nu înseamnă că scad salarii. Măsurile o să vi le anunțăm săptămâna viitoare, am apărut tot felul de elemente pe surse, nu aș vrea să validez niciuna din ele până nu luăm o decizie. Dar ceea ce ne dorim e că de la 1 mai aceste măsuri să intre în vigoare. Da, în continuare alături de noi, Radu Magdin, Sorin Ioniță, Claris Dinu, George Râpă. Ne zice domnul ministru Căciu că se va găsi de unde și acum întrebarea e de ce nu s-a găsit și până acum, că doar eram porniți să nu mai angajăm la stat, au fost chiar înghețate chipurile de fațadă, angajările. Eram dispuși de mult să reducem noi cheltuielile. Acum, de unde le mai reducem, oare? Nu știu, aștept să ne spună domnul Căciu, care ne-a spus că există măsuri de a ne spus care. Da. Probabil se referea doar la acel spor de calculator care mai este încă în instituțiile publice. Cred că și acum este acel spor de calculator, dar cred că nu acoperă gaura asta, că e destul de mare cu sporul de calculator. Ești fără de Xerox. Da. Fiecare guvern, în momentul când face bugetul, eu mi-aduc aminte, cred că de... Pe vremea guvernării, da, sunt mulți ani de zile de atunci, din 2004 încoace, întotdeauna au fost supraestimate veniturile la buget. Și la rectificare, întotdeauna înainte de rectificare s-a descoperit câte o gaură de genul acesta și mai scot bani din posturile care erau bugetate, dar nu sunt ocupate, de exemplu. Nu cred că își permit acum, în an preelectoral, să taie ceva. Eu nu cred, personal. Dacă domnul Căciu face lucrul ăsta, abia aștept să văd, să anunțe această măsură. Deci aici mie mi-e greu să cred. Da, niște lucruri care cumva să bat capăt. Deci domnul, apropo de ce spunea mai devreme, că și anul trecut înghețau niște angajări, nu știu ce, zice domnul Căciu, elementul de prudență pe care l-am accesat și anul trecut, sigur, într-o limbă română foarte discutabilă, deci elementul de prudență pe care l-a accesat domnul Căciu anul trecut, tot în primăvară, era ajustarea cu 10 miliarde a cheltuielilor. Și ne aminteam atunci, ziceau, domne, să mai terminăm cu agrafe, cu hârtie, cu nu știu ce. Anul ăsta e 20 de miliarde de lei elementul de prudență accesat de Ministerul Finanțelor, după ce a accesat greșit calculatorul și n-a calculat cam cât ar trebui să încaseze, a supraestimat copios încasările de la ANAF, care zice domnul Căciu, acum, de fapt, ele au scăzut, s-a încasat bine, dar au scăzut. Voi face imprudența de a nu comenta ce spune domnul Căciu, dar aș vrea să punem puțin
în perspectivă cine este domnul Căciu. Să ne întrebăm ce caută el în Guvernul României. Sau, de fapt, să ne întrebăm ce ar căuta el să conducă finanțele la un aprozar. Deci, în primul rând, haideți să luăm așa. Domnul Căciu este un ideolog care a devenit celebru la televizor, lăudându-l deșențat, până pe Marcel Ciolacu, de ajunsese până și Ciolacu să roșească în obraj. Domnul Căciu are două mari probleme, două mari vulnerabilități pentru care el n-ar fi trebuit să fie niciodată acolo. Una, a făcut campanie pe bani unei companii chineze care este interzisă în momentul de față în majoritatea statelor din spațiul euroatlantic pentru că face spionaj, unul la mână. Doi la mână, domnul Căciu a spus despre antreprenorii români, ăștia pe care vrea să-i mulgă de dimineață până seară, că 90% dintre ei sunt niște babuini. Eu nu pot să uit chestiunea asta. Cum adică 90% dintre antreprenorii români, adică aia care se trezesc dimineață, care țin angajați, care plătesc impozite, taxe la stat, sunt niște babuini. Haideți să ne uităm ce face domnul Căciu. Face un buget. Eu am văzut majoritatea oamenilor din PNL în momentul ăla, în special cei din Comisia de Buget-Finanță, domnul Huțucă, până la din Camera Deputaților, până la cei din Senat, inclusiv domnul Câțu, au venit și au zis, doamne, bugetul este nerealist. Ok, ăștia erau politicieni, dar i-ai avut aici în studio Tudor Mușat pe Bogdan Glăvan. I-ai avut pe Cristian Păun. Pe Cristian Păun. Și toți au venit și au spus. Coșa de nenumărate ori. Și toți au venit și au spus. Directe, da. Acest buget este construit pe o minciună. Ne mințim singuri. Adică să fac ceea ce guvernele PSD au făcut de fiecare dată la începutul anului. Au estimat niște venituri uriașe pe care știau că nu le vor atinge. Pentru că domnul Căciu vine și zice o minciună acum. De fapt, ceea ce a reușit să colecteze ANAF este ceea ce orice om din sistem știa că se va cam colecta. Minciuna care e? Asta că au decelerat încasările? Adică, vezi, doamne... E o minciună. Palmează lumea ce avea de dat, nu mai dă și nu mai are ANAF-ul ce să livreze. Nu prea contează că e unul sau altul șef la ANAF. Nu prea contează că e Lucian Heiu sau că e altcineva acolo. Deci că tu poți să colectezi din economia României o anumită sumă, cu un plus sau un minus. Dar nu e ca și cum dacă era domnul Căciu sau dacă era nu știu cine acolo, am fi colectat 20 de miliarde de euro în plus. Exclus. Ori domnul Căciu trebuia să vină încă de la începutul anului și să spună, mă băieți, eu v-am mințit pe voi. Să-i spună în primul rând premierului. Domnule premier, știți, eu am venit cu niște date false. Și știam că sunt false, pentru că eu sunt sigur că știa că sunt false. Haideți să vedem de unde tăiem niște bani. Și haideți să nu tăiem de la investiții, haideți să nu tăiem de la veniturile românilor, de la pensii și de la salarii, dar haideți să tăiem de prin ministere, de prin tot felul de agenții, de prin tot felul de consilii de administrație, pentru că de acolo chiar trebuie tăiat. Însă domnul Căciu n-a făcut asta. Păi bun, de ce? Pentru că domnul Căciu știe un lucru. Știe că pleacă peste două luni. Și el se gândea așa că problema va bubui după ce el va pleca de acolo. A, și i-o dă ANAF-ului care e condus de un penelist. Exact. Și zice, ANAF-ul nu e în stare să colecteze destul. De unde vine și teoria lui Ciolacu că trebuie reformat odată ANAF-ul ăsta. O să vedem în câteva clipe. Dar da. Până atunci, vedem pe ecran. Ce ajustează ei când tocmai ce au crescut o grămadă de cheltuieli? Și o să mai vedem și altele. Și stau eu și mă întreb, cum adică, zice domnul Căciu, că tocmai ce-l auzirăm, că prin eficientizarea cheltuielilor sunt convins că se găsesc soluții, sunt multe locuri unde avem risipă, nu avem calitate în toată această cheltuire a banului public. Cine nu avem calitate în cheltuire când ei fac toate lucrurile astea, Sorin Ioniță? Cine nu avem? Eu cu Claris? Dumneavoastră cu Radu Magdin? Cine nu avem? O prostie, o gargară că poți să eficientizezi bugetul României tăind de la grafe și la tonere de Xerox când grosul este pensii, cheltuieli salariale. O lege a salarizării unice s-a mai trecut odată la criza precedentă acum 12 ani când s-a dezlănțuit orchestra condusă de că domnul Căciu nu era pe atunci, era Mititel. Dar era o mare levedete, Socol, era Darius Vâlcov, erau intelectualii PSD-ului, era 80% din presă, era consultanța, adică orchestră, intelectualii au pornit toți la vale, că Băsescu taie neoliberalismul și atunci toată chestia asta a dus la vale, a venit guvernul Ponta, le-a crescut imediat la loc. N-a mai fost mare diferență după aia și am ajuns astăzi, în momentul când ai din nou
o mică sincopă economică, vezi că nu mai poți să plătești toți acești oameni. Și domnul Ciolacu a spus, stai, că nu tăiem nici salarii, nici bonusurile le băgăm în salariu de bază. Deci aceeași bureală de atunci. Și în continuare, tu ești țara din Europa, deci sunt niște date aritmetice pe care le înțelege unul cu patru clase. Noi colectăm cel mai puțin din PIB, 29% din PIB. Domnul Budăi vrea să fie spre 10% pensii. Ok, mai sunt încă 10% salarii, păi cam asta e PIB-ul. De unde? O să taie de la investiții, ca de obicei. Deci ăsta este modelul PSD. Domnul Câciu o să plece acasă, o să-l pună ei pe o funcție la ASF, la o chestie de-asta unde nu se vede, adică poate să strice multe, dar fără să se vadă foarte mult, da? Și să ia câte 10.000 de euro pe lună, fără să se vadă foarte mult, să poarte multă răspundere, sau pe la, nu știu, autoritate, se preveghere, fondul de investiții, IMM, avem una nouă înființată aia cu promovarea investițiilor în străinătate, super. Nu știu ce, de-aia de pus o cârpă neagră cu trei poze. Sau până la o bancă de stat, că acum e moda cu băncile de stat, Eximbank s-a băgat în retail, deci multe chestii poți să pui oameni din partid, îi parchezi acolo, ce a mai auzit cineva de, bun, Vâlcov, acum o să scape și el cu, cum să spun, cu, că ajung procesele la termen fără să poată să dea distanța o decizie, scapă și de cimitirul din Slatina, am auzit cineva de Socol, de la ASE, am mai auzit cineva de toți aia care îi făceau galerie lui Dragnea când distrugea țara cu bugetele alea crescute? Nu. Acum o să strângem toți cureaua, o să plătim toate aceste oale sparte, pentru că în anul 2010-2011, la criza precedentă, când grecii au făcut tărăboi, dar au făcut și reformă în același timp, noi n-am făcut reformă, am făcut doar tărăboi, iar acum toți cântăreții de atunci sunt cumva, nu știu, ăștia totdeauna se bagă așa la tăcere când e PSD-ul la putere, dar o să iasă din nou dacă cumva pentru o minune nu o să mai fie PSD-ul la putere. Deci o să vedeți iar galeria de figuri care iar neoliberalismul ne taie, ne omoară ăștia care vin la guvern, ăștia care omoară motănei și babies și baby carrots, deci și tot așa, și tot așa o ducem din criză în criză și tot guvernul României se duce în cheltuielile operaționale. De unde o să tai? O să tai de la investiție. Păi nu știu, zice... PNRR-ul n-o să le vină banii pentru că nu pot face aceste reforme. Ei nu pot face aceste reforme. Este imposibil. Și asta știau și ei de la început. Și de asta sunt... Cred că asta e singura sursă de nervozitate a PSD-ului. Nu cumva... Deci cumva acum leapșa să se dea pe ANAF, care este al PNL-ului, acum repede, până nu ia Ciolacu prin ministeriatul, deci toate oalele sparte, bilele negre să fie acum, ca ei să poată să arate cum arată acum la USR. Și după aia mai cârpește el pe aici, pe acolo și zice atâta, decât atât s-a putut, cum nu, ar veni. O să, eu nu, vă spun că o să arate eu. Acum. O să arate acum la ministru Popescu de la Energie, la care mai sunt ministri PNL, că nu știe nimeni. Bode-i de vină că n-avem bani peste un an. O să arate ei la cineva cu niște degetul. Niște stâlpi, cum ar veni, da? Da, niște stâlpi, stație. De ăștia nu vorbesc, nu domnul comentez. Ciucă zice așa, să nu inducem vreo temere că s-ar putea gândi cineva la reducerea salariilor, Doamne ferește, nu cumva, mai ales la salariile alea pe degeaba de la anumite instituții de stat. E vorba doar de chibzuiala cheltuielilor la bunuri și servicii, zice domnul Ciucă. Tonere. Care chibzuiala? Adică de ce ești premier în guvernul României și n-ai chibzuit până acum, într-un an jumate, cheltuielile la bunuri și servicii? De ce nu le-ai chibzuit anul trecut, când zice Câciu că ai accesat elementul de prudență? Nu le chibzuiai atunci? Prima oară? De ce nu le-ai chibzuit în septembrie, nu știu, la 15-a rectificare trimestrială? De ce nu le-ai chibzuit? Vii acum și ne spui nouă de chibzuieli la bunuri și servicii de 20 de miliarde? Cred că guvernul României se muncește mult, dar nerealist de optimist. În sensul în care atunci când ei estimează o serie de venituri, în lipsa unor procese care să atragă anumite finanțe clare, efectiv, discursul este foarte, foarte optimist, pornește la cea mai înalt nivel. Țineți minte Consiliul European, în momentul în care președintele țării vine și ne anunță că vom fi multimiliardari, da? Zeci de miliarde, parcă vin efectiv așa ca printr-un transfer în cont, da? După aia, optimismul aferent PNRR-ului. Eu m-am uitat în presa paneuropeană și nu suntem singurul stat cu musca pe căciulă, cum s-ar spune. Pentru acest ban mare
pe care noi îl încasăm, noi, italienii, francezii, alte state, să spunem adică așa. Adică nu facem reforme. Pasiune latină, care însă nu reușesc să ducă o parte din proiecte decât la limite sau formal la capăt, va exista o problemă de cash flow, da? O problemă cu, cu banii care vor fi virați, fie și din perspectiva calendarului, pentru că, de exemplu, poți să fii optimist pe PNR, să crezi că până la urmă Bruxelles va fi drăguț cu tine pe anumite componente, dar tu ai estimat că în Q1 îți vine banul, nu în Q2, de pe urma negocierii sau asta, apropo de diferențe. Bine, și un risc aici, că ai noștri așteaptă să bage după italieni și așteaptă asta de vreun an de zile, dar italienii vedeți că n-au ieșit la presiune, la pressing către Comisia Europeană. Curios. Nici polonezii de la noi. Și doamna Meloni încet încet bătăliile. Apropo, exact, de că în primul rând a vrut să fie validată ca de fapt nu atât de rea. Explicați-ne un pic. Și după aceea explicați-ne. Asta e mare dezamăgire la București. Băi, n-au ieșit ăștia mai rezi de băgăină după ei la concesii. Să preseze pentru renegocierea PNRR-urilor. Pentru concesii politice. Și România așa în siaj. Despre asta e că luăm fără reforme. Dar Comisia Europeană cu noi a fost tranșantă. Tocmai ce am zis aseară în emisiune. Nu faceți reforma pensiilor speciale, nu luați banii. Oricum, nu mai insistați să o băgați în Parlament, că o băgați degeaba. Noi oricum, dificultatea pentru guvernul României este de fapt o dificultate politică. Guvernul nu poate să spună public acasă și față de Bruxelles că nu-și asumă anumite forme, că sunt fie prea grele sau că se pot împotmoli la Curtea Constituțională. Dar ei își pot permite punctual financiar să nu iau o felie aferentă reformei cu pricină, da? Pentru că nu pierzi toți banii din PNR cum ar veni dacă nu faci reforma pensiilor, da? Problema lor este una politică, da? Din punctul meu de vedere, problema politică este mai simplă decât pare, adică nu trebuie să fii prea sofisticat. E o chestiune de asumare până la urmă. Mie mi se pare că nu se spune clar ceva, da? Inclusiv pe zona de pensii militare, da? Tot ne învârtim într-un fel de ping-pong de coaliție. Până la urmă, asumă-ți, ok, militarii noi considerăm așa, asta îi considerăm, judecătorii, procurorii îi considerăm, da? Aici facem reforma asta, asta e soluția. Sperăm să treacă de Curtea Constituțională, da? Pierdem prea mult timp în săptămânile acestea, apropo și de calendar cu alte reforme. E prea mult timp și prea multă energie, din punctul meu de vedere. Dar nu e ipocrizie aici, aproape, dar trebuie să cred spus așa, că Ciolacu... Pensiile speciale nu sunt așa multe, dar sunt pensiile generale, sunt salariile, legea salariilor unitare la stat și este chestia cu decarbonizarea, adică închiderea marilor surse pesediste de la mine și ceturi pe cărbuni și cam astea sunt tranșele 2, 3 și 4. Deci dar chiar așa că poți să-și asume, poți să o dea pe social și poți să-și asume și să-mi preferă între toate patru, probleme nu cred sociale. Că și le asumă. Nu, toate patru cu siguranță nu și cred eu că vor încerca să găsească soluții. Pensiile speciale sunt partea cea mai mică din punct de vedere bugetar. Deci grele salelalte, pensiile generale, pilonul 1, salariile la stat și ceturile pe cărbune. Salariile deci la stat includ și sporurile păi la da, stat. Să duc trei organizații județene, PSD cu ceturile pe cărbune. Ce vor? Bun. Acum Ciolacu ne spune că trebuie într-adevăr revizuit felul în care se cheltuie banul public și că în privința sporurilor, ce să vezi, a descoperit Ciolacu cu chestia asta, trebuie făcut ceva neapărat. Hai să vedem ce. Planul nostru este unul foarte simplu. Trebuie făcută o reformă în cheltuielea banului public, pe care să ne o asumăm. România nu-și mai permite să cheltuiască bani publici aiurea. Și atunci s-a pornit la un plan îndrăzneț. Vorbim de digitalizarea ANAF-ului de 30 de ani. De 30 de ani, cei din ANAF ne explică cum nu se poate face. E, de data aceasta se va face. Pentru că decizia politică este una foarte clară. Trebuie făcute reforme în ANAF. Trebuie să ieșim din logica asta sporurilor. Sporurile deja câștigate trebuie trecute în anvelopa salarială și am terminat această discuție. Domnule, eu v-am zis că e premier în funcție. Pare deja premier în funcție. Maletă cu copac. Găsit pe undeva pe drum franceză. Și oprindu-se din deci, importanța treburilor lui, domnule, să vorbească cu publicul și să spună, dând uite ce trebuie făcut. Deci l-am crezut acum pe domnul Ciolacu, uitându-mă la declarație, revăzându-o, exact cum l-am crezut pe domnul Ciucă,
în ianuarie 2023 acest an, care spunea România ar putea ajunge în top 10 cele mai complexe și sofisticate economii din lume până în 2030 și investițiile au ajuns la un nivel record din banii de la buget. Deci, după ce a zis asta, s-a încetinit economia, s-au scăzut astea la buget. Da. Deci, așa-l cred și pe domnul Ciolacu. Chestiile astea, sporurile, le-a mai băgat odată în salariul de bază, după aia le-au creat din nou când a venit Ponta. Păi tocmai asta e jocul. Ce facem? Care e schema, de fapt? Hai să decriptăm schema. Schema acum este că Ciolacu le bag în salariu. Deci PSD se luptă cu PNL, deci aici chiar că cu ANAF-ul, deci de când auzim asta cu digitalizarea ANAF-ului de... M-am plictisit eu, deci mi-e jenă să mai vorbesc despre asta. Și domnul Ciolacu se ceartă acum cu domnul Heiuș, care e de la PNL, de la ANAF. Nu se va colecta mult mai mult orice ar face la ANAF. PSD-ul nu e guvernul ăsta? PSD-ul n-a fost la guvernare până acum câțiva ani? PSD-ul nu e băgat în toate cele? Adică ne vorbește PSD-ul despre lipsa de reformă de la ANAF? Ca și cum ANAF-ul era ceva așa, un stat suveran... căruia noi încercam să, nu știu, să-l convingem să facă ceva și statul suveran zicea, domnule, nu, că eu am suveranitatea mea și nu cedez la chestia asta. Despre ce vorbim? Frumușa, știi că e o vorbă românească a fi luat de prost. Mie mi s-a întâmplat să fiu luat de prost în viața asta, nu știu, poate și vouă, poate da, poate nu. Senzația mea în momentul de față este că domnul Ciolacu ne ia pe toți de proști. E o prosteală. Domnul Ciolacu vorbește, parcă l-auzeam pe Sorin Ioniț. Dom'le, trebuie să facem digitalizare. Trebuie să scădem cheltuieli. Băi, stai puțin, că diferența dintre Sorin Ioniță și Marcel Ciolacu e că Sorin Ioniță e aici într-un studio TV. Tu ești la guvernare de un an jumate. Tu ne spui nouă ce ar trebui făcut. Bine, și l-ai pe Câciu de la Buzău, care e peste ANAF acolo. Deci, serios, adică când îi auzi vorbind, zici, păi, ce mișto. În sfârșit, iată niște analiști cu Harvard, luminați. Da. Dom'le, l-avem pe Marcel al nostru, de la Covrici. Nu, ce știe? Nu, Harvard e ok, ce că știe? Domnul Burduja a zis că ar fi bun la finanțe. Deci îl ia PSD-ul, pune la finanțe. Da, pe domnul Burduja. Și face în același timp și digitalizare cu degetele și cu oglinda. Știți de ce zic că e prosteală? Să fie foarte clar. Pentru că nimic din ce ne-a spus astăzi domnul Ciolacu nu se va întâmpla. Și când spun asta, mă bazez pe alte un milion de lucruri spuse de domnul Ciolacu și de alții ca el, care nu s-au întâmplat. Că avem doi acum, deci e și Rareș Bogdan și Ciolacu, ca să împărțim. Eu de Rareș nu-l bag aici. Bine, da. Rareș pentru ieșirea lui mi-a fost simpatic, așa că ce să zic acum. Da. E bună observația. De partea altă, da, mai e unul care promite chestii cu nemilu, că desfința pensiile speciale în 6 zile. Poziția guvernamentală de a face chestiunea asta. Măcar atât. Pe când domnul Ciolacu totuși conduce, să mă scuzați, principalul... Eu știu că Rareș Bogdan e prim vicepreședinte la PNL, partidul care are premierul, și că din partid vine comandamentul politic pentru guvern să facă ceva ca politici publice. Eu așa am învățat că să face. Ioniță în prima oră, da. De unde vine, mă rog, comandamentul politic. Da. Finanțele este la domnul Ciolacu, care cu ajutorul domnului Câciu conduce și ANAF-ul și toate finanțele țării, deci până acum... Pe care îl critică, dar, ANAF, pe care îl critică. Dar este drept că partenerul de demonstrații publice al domnului Rareș Bogdan și anume domnul Burduja este viitorul ministru de finanțe pe care îl va lua domnul Ciolacu în coaliția cu PNL-ul, cu sau fără Ciolacu, nu știm. Și atunci vor face într-adevăr digitalizarea ANAF-ului și lucrurile vor merge mai bine. Și o să curgă banii. Deci eu cred că o vor pune pe un chatbot. ANAF-ul va fi un fel de chatbot și atunci toată lumea va contribui onest. La alegeri va învăța. Da, și va merge cât crește PIB-ul, atâta vor crește și încasările. Nu va mai fi niciun fel de gap. Robotul Ion, probabil, că o să se ocupe de subiect. Deci ce ne spune nouă Ciolacu? Aș avea două vești foarte bune în context. Una pornește de ceea ce a spus... Până acum a fost o veste proastă. Deci, festival. Terminăm cu risipa bucătoare. Foarte realist, în același timp optimist. Pe de o parte, cred că este bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că nu le-au ieșit veniturile ca și pe măsura cheltuielilor, pentru că poate că acea viziune era prea optimistă și era bazată pe o poveste prea simplă.
Da? Apropo de dependența de PNRR, noi nu putem economic să depindem doar de PNRR. Noi trebuie să finalizăm o serie de procese, de, să spunem așa, de investiții străine care să vină efectiv la noi. Pentru că s-au pornit multe discuții în momentul de față pe investiții străine. Da? Și cu Coreea de Sud, cu Emirate, cu alte state. Da? Deci finalizare, da? Apropo de și de încasare. Da? Lucruri pe care noi în sectorul privat îl știm. De altfel, da? Cash flow contează. Da? Banul care intră la buget pentru a se duce mai departe. Și doi la mână, apropo de ceea ce spunea foarte bine doamna Dinu, apropo de complexitatea economică. Da? A doua ori într-un an, când m-am spălat cu apă rece pe față ca antreprenor la mesajele publice de la noi, prima dată a fost când se felicita clasa politică cu privire la rezistența sectorului privat. A fost un moment care, sincer, m-a înduioșat. Așa. Și al doilea moment a fost acesta cu economia sofisticată, când am văzut un fel de cor de oameni care ne explicau de ce suntem așa sofisticați. Eu cred că motivul pentru care sectorul privat e așa rezistent e același motiv pentru care noi suntem așa sofisticați. Pentru că statul nu are priorități. Și în esență câteva direcții clare, da? Pentru că dacă statul, să spunem, ne spunea faceți agricultură, IT, asta și aici se duc resursele, era mai puțin sofisticați, dar noi a trebuit să ne descurcăm. Investitorii străini... Când zicea stați ceva, ăștia sunt toți în partea la altă și atunci e și bine. Adică au noi suntem sofisticați și suntem rezistenți. Pe de altă parte, eu văd oportunitatea în această lipsă de venituri, pentru că e un semnal de alarmă și pentru ei, inclusiv pentru PSD, pentru că atunci când domnul Ciolacu spune planul nostru, cred că se referă la planul PSD și momentul în care dumnealui vine la guvernare, trebuie un pic optimizat. Și nu mers pe ceea ce am mers pe un an. Ultimul an a mers asta cu stabilitate. Pentru că, sincer, prin comparație cu momentul PNL-USR, când ei se certau mult între ei, dar nu păreau că avansează măcar o parte dintre chestii, și PSD-ul cu PNR-ul se ceartă relativ mult, dar pare că măcar din când în când, fie de dragul PNR-ului, fie de alte, mai avansează niște lucruri. Dar asta nu o să mai funcționeze. Nu o să mai funcționeze nici politic, pentru că ai aur, dincolo de USR, care țipă la orice, de la inflație, la inclusiv, uitați, mesaj anticorupție, da? În fața la domnul Oprișan. În fața acolo, da? Deci, și din punctul meu de vedere, e o veste bună că nu le ies veniturile pe moment, pentru că îi forțează pe ei să optimizeze puțin niște costuri, pentru că altfel nu vor putea să țină anul electoral 2024. Pentru că acolo e miza. Noi ne împrumutăm de o grămadă de ani, minim 7-8 miliarde de euro pe an. Adică doar chestiunea asta trebuia să fie un clopoțel care să sune în cap și la două noaptea. Pentru că în momentul în care vom depăși 60% datorie din PIB, am depășit 50% de anul trecut, nu ne vom mai putea împrumuta mai mult. Și în momentul ăla va trebui să iei niște măsuri radicale pe care societatea nu le va putea accepta. Pentru că imaginează-ți că astăzi noi trebuie să tăiem nu aceste 20 de miliarde de lei. Imaginează-ți că trebuie să tăiem aceste 20 de miliarde de lei plus 7 miliarde de euro. Dom'le, despre ce optimizări e vorba? Optimizările s-au făcut deja de dracu de investiții, de poduri, cad podurile, nu contează. Am treci cu barca, n-a murit nimeni, în fine. Știți care? Optimizarea s-a făcut deja. Casa de Sănătate pe analize, oameni care trebuie să intre pe gratuitate, stau la coadă de cu 3 nopți înainte, pe 1 ale lunii, și cine prinde 3 ore pe 1 ale lunii și le face gratuit, cum în principiu ai voie toată lumea, și pe urmă nu mai sunt bani. Asta este optimizarea care se face de ani de zile și domnul Rafila face turul televiziunii, ne explică nu știu ce chestii avansate. Deci astea sunt optimizările. Să taie promisiuni, iar electoratul îmbătrânește, costul, cheltuieli de sănătate și de pensii sunt din ce în ce, și de asistență socială sunt din ce în ce mai relevante pentru electoratul românesc, iar ăsta e chiar electoratul PSD și ei duc cu vorba și toată lumea știe. Deci vine întâi ale lunii și până la ora 9 dimineața s-au terminat toate gratuitățile. Nu mai are, toți dau din laboratoarele, dar nu mai putem, domne, vrei plătiți, vă facem. Dar vezi pe domnul Rafila venind în fața unui jurnalist să-l întrebe pe bune despre lucrurile nu, astea. L-am văzut acum toți sunt aranjate. L-am văzut aranjate. Asta aranjată în care explicau ce fraieri sunt românii, că iau antibiotice fără rețetă, doamne. Bun. Nimic de spitale regionale, nimic de investiții. E adevărat, nimic, da. De și aia care le iau, le iau fără rețetă, le iau pe banii lor și le iau pe cumva că n-ar trebui să le dea. Asta nu trebuie să vină ministrul să ne explice. Ministrul să ne spună ce spital a mai făcut, ce program național de sănătate a mai făcut. Încă avem, iarăși o chestie moștenită din 2011. Încă
avem prea multe paturi pe cap de locuitor. Nu asta este problema. Problema este că, uite, unde au oamenii nevoie de servicii medicale, nu și le pot lua și le plătesc din buzunar. Și ce nu te ajută cu nimica. Și ce aparatură și ce medic ai la capătul patului. Nu, te pune într-un pat. Patul pe hârtie există. Și ți-aduce, uite, o supă care se vede cap în paharul ăsta și aia este. Și ți-o decontează spitalul la nu știu câte mii de euro pe zi. Ca să-și poată plăti toate șpăgile pe cumpărări de echipamente. Pe domnul Rafila, că domnul Rafila stă ascuns și când iese public se duce doar la chestiuni nu de genul ăsta. Nu se duce aranjate. Nimeni decât la chestii aranjate unde au ei plătite de la AEP. Da? Cu banii de la AEP au plătit emisiuni unde se ducă domnul Rafila. Oricum nu mai e în cărți pentru președinția României. Nici domnul României, Daia, nu? Să știți că nu se duce nicăieri, adică nu pleacă din guvern. Ne-a asigurat domnul Ciucă astăzi, în contextul în care știm că am pierdut bani mulți de la Uniunea Europeană, care ni s-ar fi cuvenit sub formă de compensații pentru traficul de cereale ucrainene, dacă Ministerul Agriculturii ar fi prezentat acolo o documentație care să-i susțină propriile afirmații, și anume că am pierdut foarte mult. Se pare că n-am pierdut decât de 10 milioane până la urmă, și așa va rămâne, că s-a publicat decizia și s-a bătut în cuie, și cine știe dacă, cândva, se va mai suplimenta acest fond. Dar nu, domnul Daia nu pleacă nicăieri. În România, ministrul Daia este în continuare în funcție. Îl veți menține plan rotativă? Vă mulțumesc. Totuși, veți menține pe ministrul Daia ca ministru, chiar dacă nu a obținut fonduri necesare pentru agricultura românească? În acest moment am discutat cu toți cei care își desfășoară activitatea în domeniul agricol. Acest guvern a venit cu măsuri concrete, reale pentru fermieri și pentru cei care își desfășoară activitatea în industria alimentară. I-am asigurat că vom face în așa fel încât prin măsurile pe care le luăm la nivelul guvernului, prin măsurile pe care le luăm împreună cu Comisia Europeană și săptămâna aceasta am semnat împreună cu alți premieri o scrisoare către președintele Comisiei Europene pentru a identifica acele mecanisme în vederea reducerii efectelor pe care tranzitul și exportul de cereale din Ucraina le produc asupra fermierilor din țările de graniță ale Ucrainei. Ce asta, stand-up comedy? Deci ziceați că domnul Ciucă nu e ferm când spune, a zis, vă mulțumesc, cu o fermitate pe care n-am mai văzut-o la niciun politician. Când a zis, vă mulțumesc, adică nu comentez. Deci, domnule, sunt două ministere în România, pe care le știe toată lumea de ani de zile, agricultura și sănătatea, care nu sunt în stare, scrie o jumătate de pagină de proiect. Nu poate să iasă din minister, că e numai cu șpagă și achiziții, asta e, și dat bani, subvenții. Asta știe să facă. S-au făcut și proiecte, dar nu înseamnă că s-au și urmat. Nu, lasă-le în pace de proiecte, că nu s-a făcut nimic. N-au putut să trimită documentația să justifice că auzim fermierii. Nu toate explicațiile fermierilor sunt plauzibile. De ce pot aia din Ucraina să producă mai eficient și la costuri mai scăzute când îți taie curentul, motorina e ca vai de lume, sunt sub bombe și trebuie să vină cu camioanele, roată, nu știu cât, în România să plătească taxe de drum și totuși ies mai ieftin. Bun, pot să înțeleg că alte tehnologii nu sunt ținuți de același standarde, dar asta e toată explicația. Bun. Dar tu nu ești în stare să argumentezi ca să ceri banii. Asta este problema. În momentul de față, și absolut toată... dacă ei vin și vând cereale mai ieftine în piața românească, asta nu înseamnă că morarii români poate să facă pâine mai ieftină? Adică de ce lucrurile astea nu se leagă? Eu cred că toată lumea se întreabă. Bă, ori vândă ea mai ieftin în România, îi subminează pe producător, dar atunci ai pâinea mai ieftină, ori invers. Adică amândouă deodată nu se poate. Și domnul Daia nu e nicăieri. Adică face folclor la târguri rurale. Aici, într-adevăr, dacă îmi permiteți doar o scurtă remarcă, eu sunt total de acord și cred că pe mai multe dosare această lipsă de pregătire din partea noastră, raportat la Bruxelles,
dă naștere la un val euroscepticist. Păi nu, că aia să funcționarii de la Bruxelles se întreabă, bă, voi cum explicați asta? Deci ori așa, ori așa. Efectiv, pentru cetățeni pare că are cineva ceva cu noi. Exact. Și da, nu este așa, pentru că este normal să poți să documentezi anumite lucruri sau măcar să faci un Excel acolo, un calcul ceva, pentru că nu are, nu are, pentru cine ne urmărește, nu are nimeni nimic cu noi. Și din potrivă, la raportat la Bruxelles, chiar e un grad flexibil de flexibilitate din mare. Din când în când sunt funcționari care încearcă să ne facă treaba, să facă în spate ce n-a făcut un minister românesc, dar nu poți să facă tot. Bun, de nu ce e așa prețios, domnul Daia, Clarice, pentru, nu doar pentru Ciolacu și PSD. Exact, nu doar pentru Ciolacu, că e al PSD-ului. Pe, și să nu deranjăm nici cu deci my government cannot comment. Deci ați v-ați uitat imaginea din timpul declarației, poate o mai pun așa fără pe mute colegii dumneavoastră. De, chiar așa, ce transmite? Adică v-ați uitat, erau patru oameni acolo. Ce-ți transmite? Dumneavoastră un fel de comandament de criză, așa transmitea. Nu, ea-ți crede pe cuvânt. Îi dăm și cu sunet și fără sunet. Unul se uita pe sus, unul râdea. Rareș Bogdan stătea mai să cadă din cadru. Uitați, da, mă rog, cred că dădea niște SMS-uri. Deci asta este conducție. Încerca să ne convingă că n-a fost azi la DNA, deși noi știm că a fost la DNA. Îmi cer și el scuze, neagă, mă rog. Îmi cer scuze. Nu am absolut nimic cu domnul Ciucă. Nu am înțeles nimic din ce a spus. În afară decizia de guvernului meu este de aia, să nu comentăm. Dispozitiv. Da. Da. Deci lucrul ăsta, întreaga industrie agroalimentară din România s-a săturat de Daia. De fapt, nu l-a plăcut niciodată. Există două imagini. E Daia pe care îl văd anumiți români la televizor și li se pare interesant. Români care n-au nicio treabă cu domeniu. Adică, n-au nicio treabă cu domeniu. Mușcă din roșie, se plimbă cu castravetele, se aleargă cu ceapa, merge noaptea cu lanterna prin porumb, cu presa după el, evident. Și mai există oamenii ăștia, fermierii din industrie, din economia reală, care își pun mâinile în cap. Pentru că ăsta se duce la Bruxelles să negocieze și exact cum spunea Radu Magdin, săracul are probleme cu limba română, imaginați-vă cum, ce mușchi face acolo încercând să le explice elora cum e cu cormoranul românesc care face baie în piscină, de aia nu înțeleg nimic. E un om care pur și simplu și-a bătut joc de fermierii români. Pentru că frustrarea fermierilor români nu e ca la polonezii 30 de milioane, e ca la bulgarii 16,5. Bulgarii pe la care au trecut mai puține grâne, bulgarii care au o agricultură mai mică decât a noastră. Eu nu prea dau sfaturi la televizor. Dacă aș fi în locul domnului Ciucă, să arăt și eu odată, așa, în amintirea Afganistanului sau Irakului, unde a fost domnia sa, l-aș chema pe Ciolacu și i-a zice, păi Ciolacule, hai că te anunț ceva. Păi ăsta mâine zboară din guvern. Dar zboară din guvern că nu se mai poate. Pentru că în momentul de față, în industria agroalimentară în România, muncesc aproximativ 700.000 de români, care sunt afectați direct de politicile imbecile ale unui om. Politicile. Care români s-au dus să protesteze ei la graniță încercând să oprească transporturile. Revenim în câteva clipe cu o informație nouă. Parchetul General clasează dosarul privind plagiatul domnului Ciucă, același domn prim-ministru Ciucă, pe motiv că fapta s-a prescris, dar asta poate da naștere unor cercetări suplimentare asupra tezei de doctorat a domnului Ciucă. O să vedeți imediat de ce. Rămâneți cu noi! Informația serii, parchetul general clasează dosarul privind plagiatul în teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă. Potrivit unui răspuns al parchetului general remis Agerpres pentru infracțiunea de însușire fără drept a operei altui autor și de prezentarea acesteia ca o creație intelectuală proprie, fapta s-a prescris. Teza a fost susținută, vă reamintesc, în 2003 și au existat suspiciuni manifeste în legătură cu plagiatul exprimate abia în 2022. De atunci, tot acest dosar a fost blocat, orice cercetare pe teză a fost blocată. Prin urmare, odată ce parchetul, iată, nu mai investighează fapta că s-a prescris, Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare poate să verifice presupusul plagiat al domnului Ciucă. Deci una caldă, una rece. Da, vestea bună asta ar fi. Acum să vedem ce iese și la Comisia de Etică de la Universitatea unde premierul și-a susținut teza de doctorat. Dar ar trebui să reamintim că această acțiune în instanță făcută de domnul Ciucă a fost tocmai pentru a bloca acest control de conformitate, ca să spun așa. Același lucru l-a făcut și
locotenentul său, Lucian Bode. Care și domnia sa este acuzat că a plagiat în lucrarea de doctorat și a apelat la aceeași strategie. A atacat în instanță o decizie de la Comisia de Etică de la UBB. Doar că se pronunțase deja, că apucase săraca să se pronunțe până să pună în mișcare procesul domnului Bode. Acum ce să desfințeze? Da. Și până la urmă, na, acum văd că s-a prescris. Bun. O să rămânem între ghilimele. S-a prescris, dar noi, asta e întrebarea. Noi acum s-ar putea, că nu știm ce face Comisia de Etică de la Universitatea de Apărare, să aflăm că totuși a plagiat sau nu lucrarea a plagiat. Adică, vestea bună este că acum se poate verifica lucrarea. Dar fapta penală în sine s-a prescris. Fapta adică o să aflăm penală... că a plagiat, dar ce să vezi, am aflat prea târziu, nu? Cam asta e ideea. Dacă da. Aflăm că a plagiat, că nu știu. Nu știu dacă s-a dus vreunul la pușcărie în România că a plagiat într-o lucrare de doctorat. Chiar nu cred. Nu, eu nu știu de un caz din ăsta. Nici nu cred că există. Bun. Cred că acum... ești foarte greu de... Da, complicată situație dacă se începe cercetarea, pentru că noi ne amintim în cazul Bode, președintele Iohannis zicea trebuie rezolvată problema. Că nu s-a rezolvat, e altă discuție. Și domnul Bode, e bine, mersi de mânuță cu domnul Ciucă, l-am văzut mai devreme, nu? În acea formulă. Dar se rezolvă, foarte probabil nu va mai fi la interne, va fi la transporturi, începând cu luna iunie. Apropo de căi de rezolvare, era și o glumă sistemică pe vremuri că se rezolvă prin promovare o serie de probleme. Dar lăsând glumea deoparte, eu cred că acest subiect, deși este unul etic important, moral important, în momentul de față este una dintre ultimele probleme ale PNL-ului, apropo de percepția în ochii electoratului și numai. Mai mult rău, din punctul meu de vedere, îi face președintele Iohannis. Pentru că, într-adevăr, combinat cu întârzierile masive în proiectul România Educată, nu-i dă niciun fel de ascendent moral pe acest dosar, dincolo de elementele de orice fel de victorie tehnică. Asta presupunând că ai avea un val majoritar de intelectual, de oameni de educație, care oricum ți-aș ștampila de bine proiectul România Educată, ceea ce nu este cazul. Da, deci, văd mai degrabă pe președinte afectat moral decât PNL-ul cu lider și acum, cu... Acum, depinde și cum se mișcă această comisie, că s-ar putea ca domnul Ciucă să fie total irelevant în momentul în care se pronunță. Adică să nu mai fie nimic nici în PNL, nici la Senat. Eu aduc aminte de celebrul caz de plagiat al domnului Victor Ponta. Scuză-mi, 30 de secunde mai avem. Da. Domnul Ponta, așa cum se judecă, se folosește de decizia CCR să rămână cu titlul de doctor, deși... Da. Nu. Ce o să zică militarii, oare, contra domnului din comisia de... Da. Militarii? Nu, ce să zică? Să trăiți șeful. Bun. Urează tu oamenilor o seară bună și, într-adevăr, nu mai vești bune în seara asta. Până la urmă, de ce n-ar fi? Mulțumesc foarte mult tuturor. O seară bună, într-adevăr. Pe curând.